Maria a lăsat un zâmbet de soare, un zâmbet de azur, un scris de aur și o inimă binecuvântată de Dumnezeu, care a dăruit-o poporului român. După lansarea ce a avut loc la București și prezentarea din Cetatea Unirii de la Alba Iulia, filmul Inima Nomadă a Marii Uniri, dedicată Reginei Maria, a fost proiectat și în Argeș, la Muzeul Golești. Suntem la Muzeul Golești pentru că Muzeul Național Golești este partenerul nostru în proiectul Inima Nomadă a Marii Uniri, proiect finanțat prin programul Manifestare Acțiune Proiect pentru Centenar, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Este un proiect în cadrul căruia am realizat un film cu același nume, Inima Nomadă a Marii Uniri. Echipa care a realizat filmul este din Curtea de Argeș, iar pe 1 decembrie, documentarul Inima Nomadă a Marii Uniri va fi prezentat și în Cetatea Basarabilor. Ea, Maria, și-a dăruit deopotrivă mintea și inima celei mai adânci aspirații a poporului căreia a ales să-i fie regină. E vremea ca noi, urmașii celor de atunci, să o cunoaștem și recunoaștem iarăși, răsplătindu-i neprețuitul dar ca un loc bine meritat în propriile noastre minți și inimi.